Mobil ne poate îmbolnăvi de cancer, este oficial, a spus Organizația Mondială a Sănătății, care avertizează că după 10 ani de folosire a telefonului mobil, în creierul uman se pot dezvolta tumori. Deși dezbaterile durează de aproape un deceniu, telefoanele mobile sunt abia acum listate ca potențială cauza producerii cancerului, alături de fumul de țigară, azbestul și benzina cu plumb. 3/4 din populația globului utilizează telefonia mobilă. Românii sunt și ei dependenți de telefonul mobil. Statistic, 9 din 10 au măcar un celular. Pentru toți, Organizația Mondială a Sănătății are același mesaj. Folosirea îndelungată a telefonului mobil dăunează grav sănătății. Explicația medicilor e simplă. Telefonul mobil prăjește sistematic creierul. Cu cât e folosit mai des, cu atât e mai periculos. What microwave radiation does, in the most simplistic term, is very similar to what happens to your food when you put your food in a microwave oven. It's essentially cooking the brain. Cei mai mulți dintre cei care folosesc telefoanele mobile sunt copiii și adolescenții. Testele arată că ei sunt cei mai afectați de câmpurile electromagnetice. La ei cutia craniană este mult mai fină. Riscul de absorție a radiațiilor este de 3 ori mai mare decât la un adult. Românii au vorbit anul trecut 40 de miliarde de minute. Pentru cei care nu pot trăi fără telefonul mobil, există o soluție. În principiu ar trebui să fie ținut mai departe de cap. Da, și atunci ideal ar fi să folosim niște dispozitive hands-free care eventual nu folosesc radiații electromagnetice. Avertismentul Organizației Mondiale a Sănătății este nuanțat. Radiațiile electromagnetice emise de către telefoanele mobile ar putea, deci posibil, să aibă o relație de tip cauză-efect cu apariția cancerelor. Industria telefoniei mobile profită de nesiguranța cercetătorilor și acuză OMS că nu spune nimic nou, mai ales că e vorba de o afacere de 10 de miliarde de euro anual. Teama că mobilele ar putea cauza cancer datează din anii 70, când au apărut primele aparate. De atunci, cercetătorii caută legătura telefoanelor cu răspândirea fără precedent a cancerului. Nu doar telefon.